Din nou în direct, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, urmăriți Antena 3 Pitești, suntem live și pe Facebook, servim cafeaua cu piper și vorbim astăzi despre o campanie inedită, am putea spune. Prefectul de Argeș a lansat o campanie de audiențe în teritoriu, aflăm care a fost prima locație și ce probleme au fost semnalate. Vorbim de asemenea și despre tot ce înseamnă gestionarea problemelor create de caniculă sau de urși, dacă mai sunt atât de mult prezenți în Argeș și cum evităm situațiile extreme. Dar abordăm evident și alte subiecte de interes pentru comunitate. Așa că salutăm prezența în studioul nostru a domnului Dragoș Predescu, prefectul județului Argeș. Domnule prefect, bună dimineața și bine ați revenit la Antena 3 Pitești. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit. Și ne bucurăm pentru o prezență, mai ales că iată, nu de mult timp ați anunțat această campanie inedită. Aș putea spune de ce inedită, pentru că în plină vară, iată, se găsesc autoritățile județului să meargă în teritoriu pentru audiențe și v-aș întreba pentru început de unde această idee, pe ce fond a venit această campanie? În primul rând este inedită și nu prea. Ea, în mod normal, din punctul meu de vedere, reprezintă normalitatea într-o societate democratică și într-o societate care își respectă cetățenii. Pentru că am spus-o și, apropo de unde mi-a venit ideea, am spus-o și la momentul la care am lansat-o, problema pe care, dincolo de chestiuni de substanță, de conținut, problema pe care noi o avem, și asta au spus-o foarte mulți oameni, mi-au spus-o în ultimele două luni cu precădere, problema pe care noi o avem, noi ca autorități ale statului, este aceea că oamenii nu se simt ascultați și ajutați decât în campaniile electorale. De cele mai multe ori, politicienii care fac politică, și autoritățile astea ale statului sunt formate din politicieni, sau sunt conduse de politicieni, de cele mai multe ori, primării, Consiliul Județean și așa mai departe, aceste autorități nu merg să discute cu cetățenii direct, unde, care e problema, cum e problema, unde e problema, să găsească o rezolvare, ba mai mult, chiar să-i ajute, dacă poate. Acea autoritate, nu se întâmplă lucrurile astea decât în campaniile electorale. Și atunci există o nemulțumire a cetățeanului, care este fundamentată. Fundamentată pentru că oamenii sunt supărați și pe bună dreptate sunt supărați, spunând: dom'le, veniți doar în campanii și vorbiți cu noi doar în campanii pentru că aveți nevoie de votul nostru. Și asta, cum să vă spun, este o lipsă de respect și trebuie să o spunem, este. Și a doua, de cele mai multe ori oamenii își caută dreptate atunci când au o problemă de rezolvat și stau pe la uși. Stau pe la ușile primăriei, stau pe la ușile Consiliului Județean, stau pe la ușile diverselor instituții ale statului, așteptând să discute cu un șef, sau cu un șef de instituție, cu un președinte, cu un director. Lucru care nu e normal. De cele mai multe ori a existat și există în România, nu doar în Argeș, discuția aceasta: domnule, dar stați numai în birou, faceți numai chestiuni de birou, mai ieșiți din birourile alea. Chestiunea aceasta e o chestiune reală, e o chestiune care s-a întâmplat, care se întâmplă și care, după părerea mea, nu reprezintă normalitate, arătând în egală măsură și o lipsă de respect și o lipsă de bun simț față de acei oameni. Dar sunt și sarcini, dacă îmi permiteți, că într-adevăr țin de birou, dar e adevărat că e nevoie și de această deplasare în teritoriu, da? Pentru a confrunta până la urmă realitatea cu ceea ce trebuie făcut din punct de vedere. Problemele pe fond, problemele oamenilor, problemele comunităților în care ei trăiesc, nu poți să le simți, nu poți să le găsești, nu poți să le identifici decât discutând cu acei oameni. Și asta e valabil și pentru primari, și pentru președintele de Consiliul Județean, și pentru alți șefi de instituții, sigur, care au atribuții în domeniu și care pot rezolva o problemă. Niciodată ele nu pot fi rezolvate din birou. Sau pot fi rezolvate din birou, dar de cele mai multe ori soluția pe care o găsești, dacă o găsești, nu e cea mai bună. Și ca să nu mai zic despre faptul că de cele mai multe ori nu identifici nici măcar problema decât atunci când ea izbucnește public. Pentru că, de exemplu, că vorbeam de faptul că am fost în teren, în teritoriu, și am fost la Dârmănești. Credeți vreodată că cineva, dacă nu mergeam eu acolo, ar fi auzit că oamenii ăia n-au apă 3 zile? Sigur, poate ați fi auzit dumneavoastră ca presă dacă ar fi izbucnit un scandal public. Dar atât. Problema cu apa chiar este o situație destul de complicată. Oamenii aceștia
au cât se poate de multă dreptate să fie și supărați, să fie și deznădăjduiți, să fie în general și nemulțumiți față de activitatea instituțiilor statului, spunând lucrul ăsta și spunând că dumne, veniți și faceți, veniți numai în campaniile electorale, ne promiteți după care 4 ani uitați de noi. Ei bine, problemele cu care o comunitate se confruntă, problemele cu care oamenii se confruntă, problemele cu care cetățeni de toate vârstele se confruntă, e, problemele astea zilnice, problemele astea curente, problemele astea există și dincolo de campaniile electorale și anterior campaniilor electorale, nu doar în acea campanie electorală, când sigur toată lumea alergă de colo până colo să rezolve ca să câștige niște voturi. După care, știți, asta de fapt e tot un soi de înșelăciune pe care diversi politicieni o practică. Dom'le, vin acum, mă fac că fac și dacă apuc să și fac ceva foarte bine și cam atât. E o înșelăciune chiar publică care se întâmplă și se întâmplă de vreo 30 ceva de ani, nu se întâmplă de ieri de azi. Ei, și atunci oamenii sunt nemulțumiți și vedeți, cetățenii românii, argeșenii au văzut lucrurile astea, se văd, sunt lucruri vizibile. Faptul că cu o anumită ritmicitate se întâmplă odată la 4 ani, asta sare în ochiul oricui. Și atunci, sigur că există această nemulțumire crescândă față de clasa politică, față de activitatea instituțiilor statului și autorităților statului. Și eu cred că asta nu e o chestiune normală, nu e o chestiune de bun simț înainte de toate. Că până la urmă aici e vorba de bun simț. Dom'le, reprezinți niște oameni, unii dintre noi, eu sunt numit, alții sunt aleși. Reprezentăm în definitiv niște oameni și atât timp cât reprezentăm acei oameni, avem datoria față, o datorie publică față de acei oameni pe tot parcursul mandatului, nu doar în campaniile electorale, nu doar atunci când clasa politică are vreun interes de orice natură. Și eu fac politică, nu candidez nicăieri ca să nu fiu acuzat sau suspectat că mă trezesc cine știe ce fac, că sunt în campanie sau că am mai auzit și povestea asta. Nu sunt în campanie electorală, nu am niciun interes că nu candidez nicăieri anul ăsta și chestiunea aceasta se va putea vedea, se va putea proba în următoarea perioadă sau la finalul anului o să-mi dați dreptate. Motiv pentru care eu am simțit nevoia, pentru că foarte mulți oameni au spus, dom'le, dar a fost campanie, au venit în pre-campanie, în campanie, 4 ani nu-i mai vedem. Ei, eu am spus, a terminat campania, vreau să merg să vorbesc cu acești oameni. Sigur, unde sunt chemat, unde e nevoie, unde mi-am propus să merg în toate localitățile județului, motiv pentru care voi merge și voi încerca, sigur, după puterile și competențele mele date, definite de lege, să rezolv acele probleme. Sigur că m-am enervat vineri, pentru că e complet inacceptabil să stai fără apă vreme de 3-4 zile. Pentru că ce? Ba, nu vă spun că n-aș vrea să redau supărarea oamenilor în cuvintele sau să descriu în cuvintele care oamenii au descris acele probleme, care erau acea problemă, care era reală. Pentru că să stai fără apă 3 zile, să te uiți și să aștepți să vorbești cu, să suni la primărie, la serviciu de apă, să ți se spună cu ceva, peste 2 ore altceva, asta nu era o chestiune. Ceva s-a întâmplat, nu-i așa? Spuneți că de 3 zile nu a fost. Sigur, ceva s-a întâmplat, mă gândesc că era o problemă în curs de soluționare. De marți, miercuri, joi, vine, doamnă, din păcate, în curs de soluționare ar fi fost dacă cineva ar fi căutat și o soluție. Pentru că consolarea asta cu gândul, n-aș vrea, vă spun, iar discuția cu primarul de după acea audiență m-a enervat și mai tare, pentru că modul în care dânsul a pus problema nu era una corectă și problema aceea, dom'le, da, știți că-s nu știu cine și că-s nu știu ai nu știu cărui partid, dom'le, dar nu era treaba de partid de acolo, nu era treaba nici de opțiuni politice, s-a terminat campania electorală, nu era treaba nici de ai cui membrii sunt și că nu sunt membri unui partid de opoziție, deci și nu mă refer la PNL ca să ne lămurim. Deci care a fost până la urmă? Problema de fond acolo era că oamenii aceia nu aveau apă de 3 zile din 2 motive. Unu, că rețeaua, că știți cum e, rețeaua e subdimensionată, ea nefiind o situație care s-au mai întâlnit anul trecut, de exemplu, pentru că anul trecut n-avea un număr așa mare de consumatori și atunci sigur că se ridică întrebarea, dom'le, dar dacă ai văzut că îți crește numărul de consumatori, pentru că s-au mai deschis niște companii, pentru că s-au mai deschis niște business-uri locale, e un lucru ok, foarte bine, da, că s-au deschis. Dar în momentul în care tu ai observat că automat din momentul în care ți se deschid afacerile acestea noi, companiile acestea și sigur îți crește numărul și de consumatori, chiar s-au mai mutat oamenii acolo și așa mai departe, vezi
nu intuiești că rețeaua ta e posibil să nu facă față? Adică, vă spun, oamenii aceia funcționau, sau apă, sistemul de apă de acolo funcționează cu niște foraje foarte vechi și cu bazine și mai vechi, ca să mai spun, de pompele respective, că am învățat și partea tehnică, ce credeți. Și atunci, în condițiile în care ajungi sau ești în situația aceasta, logica îți spune tu, ca putere executivă, ca primar, consiliul local, să iei o măsură, dar să iei o măsură ca să previi. Știți, asta e problema noastră, noi așteptăm să se întâmple. Ajungem să ni se întâmple, sigur, se creează acest disconfort. Și în măsura în care, după ce se creează acest disconfort, reacționează și instituțiile statului sau autoritățile statului. Asta nu e normal. Autoritățile trebuie să, în primul rând, să prevină o situație de genul acesta. Pentru că când am fost eu acolo, era cod portocaliu, urma cod roșu de caniculă și aveam două sate dintr-o comună argeșeană care nu aveau apă. Nu aveau apă, nu că aveau după program o oră pe zi. N-aveau deloc. N-aveau deloc de 3 zile și oamenii își puneau problema și de faptul că nu au cu ce să facă un duș, de faptul că nu au pentru uzul casnic să spele niște vase, să spele hainele. Nu mai spun de faptul că mi-au spus toți că, dumneavoastră, stați liniștit că după apă potabilă ne-am dus toți la magazin. Dar asta nu e normalitate, atât timp cât oamenii vin și plătesc un serviciu public, serviciul de alimentare cu apă, păi e normal ca tu, care ești operatorul de apă, să-i dai omului să prestezi serviciu pentru care iei banii. Cetățeanului. Și atunci, sigur, problema nu s-a rezolvat în definitiv vineri, pentru că eu am discutat cu primarul, dânsul s-a dus atunci la bazine după ce am fost eu acolo, mi-a explicat că ele funcționează, vă spun că nu l-am crezut inițial. Adică, dumneavoastră, stai așa, dacă funcționează, funcționează, dar totuși, adică, explicați în care e rațiunea pentru care unii au și alții n-au. Că totuși erau doar două sate, nu erau tot. Chiar dacă scapă de rețea, da. Doar două din patru, cred că sunt toate. Adică, dacă două sate nu aveau apă, cum de aveau ceilalți? Probabil fluxul n-a fost suficient de puternic? Sigur că sâmbătă, pentru că asta, adică oamenii mi-au spus așa, dom'le, a dat astăzi drumul, a avut astăzi apă vineri, că a aflat că veniți dumneavoastră, după ce ați plecat dumneavoastră, n-a mai fost apă. Așa au spus oamenii. Da. Este o chestiune care, vă dau numere de telefon, puteți să-i contactați să vă spună, dar mi-au scris inclusiv mie pe Facebook. M-am dus din nou vineri acolo, sâmbătă acolo, pentru că era cod roșu de caniculă și pentru că situația nu putea continua așa. Explicându-i la momentul respectiv primarului că există niște pârghii, dată fiind o că e o situație de urgență, există niște pârghii pe care legale pe care noi le avem, dar care trebuie să plece de la dânsul. Știți cum era că ajunsesem să mă rog de el să facă un comitet local pentru situații de urgență ca să pot eu la rândul meu să intervin prin Comitetul Județean pentru situații de urgență? În definitiv n-a făcut, dar în definitiv fiind cu domnul Alin Berevoisu, care e șeful Inspectoratului pentru situații de urgență și fiind cu mine acolo, s-a găsit o soluție tehnică de o așa manieră încât să alimenteze și acele două zone cu apă. Sigur că n-a ajuns la toată lumea din prima, pentru că bazinul era gol. Sigur că pot să existe și alte cauze. Dom'le, totuși, e apa aceea care e potabilă, nu-i pentru udat grădini. Și asta e o realitate. Da. Și trebuie să fim cu toți înțelegători. Dar, pe de altă parte, nici nu puteai să lași situația să continue așa. Sigur că primarul ulterior a vorbit despre faptul că, dom'le, vă promit că schimb pompa. Trebuie să ven eu ca să-ți schimb pompa. Adică, totuși, n-ai observat că e o problemă, era clar o problemă de tehnică. Să înțelegem că este prima dată când se întâmplă acest... Este prima dată când se întâmplă acolo, acolo, da. Mi-au spus că nu s-a întâmplat în anii trecuți, pot să înțeleg și de ce, dar, vă repet, în măsura în care tu, ca autoritate publică, primar, ce ești tu, Consiliul Local, vezi, mi se deschide compania aia, mi se mai deschide și compania aia. Sigur că frustrant pentru foarte mulți oameni a fost inclusiv povestea cu spălătoria, dom'le, dar spălătoria auto e apă, ajungeți noi ce să ne spălăm acolo? De ce la noi nu e? Sigur că discuțiile astea pot degenera, disconfortul fiind extrem de mare și da. Eu m-am pus înainte de toate și i-am recomandat și primarului să o facă. Poate că în felul acesta vine românului mintea cea de pe urmă. I-am recomandat și primarului să se pună în pielea acelor oameni, așa cum am pus și eu,
și să stea și el fără apă 3 zile. Și după ce stă 3 zile fără apă, să vadă cum reacționează și poate că găsește și el o soluție mai rapidă decât să ajungem în situația în care să vină prefectul, să fim nevoiți să stăm 2 zile toți acolo ca să găsim o soluție tehnică pe care o aveau și dânsii la îndemână, că nu vă închipuiți că am inventat apa. Domnul acolo. Primar știa de acest subiect înainte să ajungeți dumneavoastră acolo sau aflat de la dumneavoastră din prin prezența? Dânsul mi-a spus că știe. Eu când l-am sunat după ce am fost acolo și discuția, v-a spus, m-a enervat și mai tare, pentru că dacă poate n-ar fi fost atitudinea asta de vătaf public. Domne, haideți că domnul prefect, nu e nicio problemă, cu domnule nu e nicio problemă când eu am fost acolo. Cum nu e nicio problemă? Adică ce vreți să spuneți? Că știți că oamenii ăia care au o problemă cu mine, că nici n-au votat cu mine, n-au votat nici cu dumneavoastră, domnule, stați așa un pic, că aici nu e vorba de cine cu cine votează, aici e vorba de faptul că niște oameni nu au apă. Puteau să fie, nu știu, puteau să fie votanții dumneavoastră, nu mă interesa și nu mă interesează nici ai cui sunt, nici cu cine au votat, eu nu i-am întrebat asta. Eu n-am vorbit acolo despre politică, eu n-am făcut acolo politică, nu m-am dus acolo în definitiv ca să întărât lumea împotriva cuiva. M-am dus acolo pentru că am fost chemat și m-am dus acolo pentru că era o situație care necesita o intervenție a autorităților statului, o intervenție a primăriei, care intervenție n-a venit la momentul la care i-ar fi trebuit să vină. Și atunci, sigur că oamenii și-au strigat disperarea și și-au strigat această disperare către toți cei care au putut, către care au putut să strige, către mine, către DSP, că au strigat către mai mulți, nu doar către prefectură. Și atunci, sigur că după ce am vorbit cu dânsul, ce să vă spun, că am vorbit cu dânsul și cu doamna la serviciu de apă, la un moment dat, la 9:30, n-am mai răspuns la telefon. Deși eu vorbeam pentru că n-am avut niciun secret, am lăsat numărul meu de telefon tuturor celor de acolo și cred că e o chestiune normală. Și i-am rugat, pentru că era foarte clar din moment ce primarul n-a avut nici măcar interesul să vină acolo. Nu știu ce așteptați, să-l invit eu, să fie invitație specială, să fac invitație de la prefectură. N-a venit acolo, dar a avut discuția cu mine. Mă așteptam cât de cât să găsească, pentru că, vă repet, soluția pe care noi am găsit-o sâmbătă când am fost din nou acolo, pentru că problema nu se rezolvase, soluția tehnică care s-a identificat n-a fost o soluție. Nu vă închipuiți acum că s-a găsit, am inventat apa rece. Nu, s-a găsit o soluție tehnică de așa manieră încât toți cetățenii, sigur, în limita posibilităților pe care, cum să vă spun, tehnice pe care le are în momentul ăsta cu serviciul de apă, să poată fi alimentați cu apă. Adică să nu fim în situația, vă mărturisesc, eu sâmbătă când m-am dus acolo eram convins că bazinele nu funcționează și că primarul îmi spune mie ceva, doar să tac. I-am spus că nu tac, i-am spus la telefon că nu o să tac până când problema nu se rezolvă. Pentru că eram sub cod roșu, ba chiar spusesem, noi avem posibilitatea prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, dacă e nevoie, să aducem cisterne de apă, fără nicio glumă, să facem niște puncte de alimentare, de așa manieră încât nu poți să țin lumea la 38-40 de grade. Să înțelegem că a fost totuși o atmosferă de colaborare, nu? Pentru că să vine cineva în control și să te pună oarecum la zid că, nu știu, s-a întâmplat ceva, este poate și un pic frustrant. Dar în momentul în care vine cineva și s-a identificat o problemă și vine cu o soluție și, nu știu, cu o atmosferă de colaborare și de face lucrurile să meargă bine... Eu nu m-am dus acolo să fac spectacol mediatic. Eu m-am dus acolo să încerc să rezolv problema. De altfel, despre faptul că am fost sâmbătă, n-a știut nimeni din presă, am știut eu, a știut șeful ISU care era acolo și mai știu câțiva oameni pe care i-am invitat să meargă cu mine la bazin să vadă care este situația. Dom'le, merge, nu merge, unde e problema? La bazine, că am fost la două dintre ele, cele cu probleme. Și atunci, sigur că atitudinea primarului, să știți că inițial, a fost una de colaborare, adică dânsul mi-a explicat despre cum se va rezolva cândva. V-am spus, la un moment dat, nici mie, nici șeful inspectoratului pentru situații de urgență nu mi-a mai răspuns la 9:30. Bun, care e situația acum, momentul de față? În momentul acesta, oamenii mi-au mai scris și aseară că există încă întreruperi, dacă n-a mai fost o zi întreagă să nu aibă pic de alimentare cu apă. Mai există întreruperi, intuiesc de ce, pentru că probabil jonglează cu rețeaua de așa manieră încât să asigure alimentarea cu apă tuturor, ceea ce, să spunem, probabil există aceste întreruperi pentru că probabil rămâne propriu-zis bazinul fără apă și atunci cumva jonglează cu ele până când se reglează. Da. Primarul mi-a spus că are o pompă nouă cumpărată, nu știu ce stătea cu ea de debara, abar n-am ce făcea, stătea să uite la ea. Care o pompă nouă cumpărată și că urmează să o schimbe la acel bazin tocmai pentru a crește capacitatea de debitul apei, tocmai pentru a crește debitul apei și să nu mai fie problema aceasta că nu există absolut deloc și sper eu ca situația să se rezolve. Pentru că nu e normal, vă repet, avem totuși o situație, suntem plină vară, înțeleg că e secetă, pot să înțeleg și asta.
Dar totuși nu pot pe cod roșu, o zi înainte de codul roșu, tu să nu stai să te gândești puțin la proprii cetățeni, dar oamenii ce ori faci? Adică, dincolo de orice, există pârghii pe care primăria le avea la dispoziție să rezolve această problemă. Și vă spun un lucru. Oamenii poate n-ar fi fost atât de supărați, apropo de ce fac eu chestiunea asta, oamenii poate n-ar fi fost atât de supărați dacă primarul, doamna la serviciu de apă, cine mai voia dân, mai voiau dân, și mergeau și vorbeau omenește cu acei oameni. Fapt, oamenii mi-au spus un lucru care mie mi s-a părut și mai strigător la cer, pentru că vă spun, am venit un car de nervi de la Dărmănești. Mi-au spus, doamne, dar nici măcar nu ne răspunde, adică nici măcar nu se închisește să ne explice nimeni ce se întâmplă, de ce se întâmplă, deși țipăm de 3 zile că n-avem apă. Da, da, da. Adică... Da, într-adevăr, o comunicare trebuie să existe, măcar de înțelegerea unei situații și absolut. De ascultați-mă, faptul că... toți de acolo au spus un lucru, noi suntem absurzi. Înțelege toată lumea că e o situație, că hai să vedem cum suntem o comunitate aici, hai să vedem cum, că poate găsim o rezolvare, minte cu minte, mai multe minți, poate găsim o rezolvare, da. Așa cum de altfel sâmbătă s-a găsit, fără a fi, cum să vă spun, vă repet, vreo ingeniozitate, vreo chestiune, mamă, am descoperit, am mai făcut un foraj sâmbătă dimineață și a fost gata sâmbătă seara. Spuneți-vă, rog, dacă mai aveți informații, astfel de situații mai sunt prezente la nivelul județului Argeș în comunități sau urmează să le descoperiți? Mi-au scris oameni că mai sunt situații nu atât de grave, cel puțin nu mi-a mai zis nimeni că sunt situații, că nu știu, există vreo zonă a unei comune, vreun sat nealimentat complet cu apă. Adică n-a fost, nu mi-a spus nimeni, n-am aflat până acum să mai fie vreo situație în care 3, 4, 5 zile să nu aibă absolut deloc apă. Da. Mi-au spus oameni că mai sunt zone în Argeș unde există problema aceasta, că le se dă cu program, că nu este o situație confortabilă. I-am întrebat pe fiecare în parte, cei cu care am reușit să interacționez, i-am întrebat inclusiv chestiunea aceasta, dar e oprită complet, adică n-aveți, pentru că fiind cod roșu în perioada și sâmbătă și duminică, am tot vorbit cu oameni, cu argeșeni din mai multe zone ale județului și asta i-am întrebat, nu există apă deloc de câteva zile sau există apă, da, sigur, există această nemulțumire, că e foarte probabil că așa acolo să fie aceeași chestiune de rețea. Sigur că nici acolo nu există o scuză, să știți, pentru că mi-a spus cineva despre comuna Bascov, de exemplu, care e aici, lângă Pitești. Și mi-a spus că există această problemă într-un anume sat de 5-6 ani. După 6 ani, dacă nici la 6 ani, eu înțeleg că unii dintre primarii Argeșului sunt obosiți. Sunt obosiți în sensul în care poate nu mai au chef, poate nu le mai arde, de ce ai mai candidat, în definitiv. Că e această problemă de 6 ani, dar după 6 ani tu să nu iei nicio măsură chiar să crești calitatea vieții oamenilor în definitiv, pentru că apa aceasta la robinet este o necesitate, e o nevoie la final. Și acolo tot așa îmi spuneau că e o situație, era o situație un pic mai delicată, este o situație un pic mai delicată în sensul în care au foarte puțin, doar dimineața, în general, vă dați seama, oamenii vin după amiaza de la serviciu, cei care lucrează în agricultură vin de pe câmp, oamenii țin nevoia, da, să se spele și să te trezești la 6 seara că n-ai apă, e strigător la cer. O să vedem care e situația. Astăzi o să iau legătura cu autoritățile locale de acolo, să vedem care este în definitiv problema. Din păcate, acest lucru se întâmplă în, satele care încep să se construiască, încep să se construiască case noi. Și probabil că da, aici se întâmplă astfel de situații. V-am spus, pot să înțeleg, domnule, s-a întâmplat pentru prima dată anul ăsta, nu știu, n-am fost pregătit. Deși, vă repet, o primărie știe în momentul în care se construiește un cartier nou de vile, știe în momentul în care se construiește vreun bloc, știe în momentul în care se deschide o fabrică. Există oare un criteriu, e nevoie de mai mult, nu știu, probabil că e nevoie de mai mult de 5, 6, 7, 8 case ca să se intervină sau ca să se aducă bani pentru anumite proiecte? Eu nu cred că există un criteriu. Eu cred că, vă dați seama, nu rămâne o comună întreagă fără apă sau două sate să construiește o casă. Eu cred că trebuie să existe mai mult interes al autorităților, al primarilor mai exact, față de problemele reale ale comunității. Adică mecanismul trebuie să funcționeze în sensul în care, dumne, bun, ok, s-a mai deschis, foarte bine, vă repet că s-au mai deschis și e un lucru bun faptul că se deschid companii, că vin investiții în comunele respective. Dar în egală măsură, în momentul în care ți se deschid, cred că e logic, e de la sine putere că îți crește consumul la absolut orice, că lumea se branșează. Mai avem maxim 3 minute, domnule prefect. Să înțelegem că următoarea oprire în această campanie, o să spunem campanie de audiențe, va fi în comuna Bascov?
Nu, nu va fi în Comuna Bascov. Va fi, voi merge și în Comuna Bascov dacă nu apuc săptămâna aceasta, foarte probabil la începutul săptămânii viitoare. Astăzi merg la Rătești, mâine merg la Bălilești, joi merg la Bradu, vineri voi merge la Corbeni. Cum ați făcut această ordine? În funcție de solicitările pe care le-am primit în acest sfârșit de weekend de la oameni, sunt diverse probleme. Vă spun, nu mă duc doar așa de dragul de a mă duce și să-mi fac trei deci poze. Mă interesează, mă duc, și la, da, mă duc la solicitarea oamenilor în mod direct. Asta e prioritatea numărul 1, criteriul numărul 1. Și în al doilea rând, cred că în măsura în care oamenii aceștia sunt ascultați, cred că pot să găsesc, putem să găsim și rezolvare, pentru că interesul meu acolo este să încerc să rezolv din problemele. Pe final, domnule prefect, câteva măsuri pentru atenuarea efectelor caniculei pe care trebuie să le aibă în vedere autorității. Bun, am luat și săptămâna trecută s-au luat astfel de măsuri, dată fiind incidența codului portocaliu și a codului roșu. Sigur că măsurile vizează, în primul rând, au fost centrele de prim ajutor deschise în Pitești, te vă dau o premieră. Am fost în sâmbătă, înainte să merg la Dărâmănești, am trecut prin câteva dintre centre, unul dintre ele era închis, deși exista această obligație să fie deschis. O să luăm astăzi, s-a luat atunci legătura, în sfârșit a scuzat doamna că era plecată, că s-a dus până acasă, în sfârșit. Așa, au fost centre de prim ajutor deschise, dar care nu au, să știți, eficiență. Ne obligă legea să le deschidem, dar nu au eficiență. S-a demonstrat că nu au eficiență, pentru că pe unde am fost i-am întrebat pe medicii și asistenții școlari care erau de gardă, să spunem, acolo, i-am întrebat dacă a intrat cineva. I-a spus că nu. Nimeni. Deși eu când m-am dus nu era chiar 10 dimineața. Dar așa cere legislația. Așa cere legislația. Bun, încă măsură? Oamenii să nu iasă sub ora 18 din casă, să nu meargă prin soare, să evite deplasările pe caniculă, pentru că sigur se poate face rău. Da. În al treilea rând, autoritățile locale au obligația, conform legii, apropo de asta cu Dărâmăneștiul, să asigure alimentarea cu apă. Da. Și închem aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mult succes în continuare în activitatea dumneavoastră. Domnilor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc și eu pentru atenție. Dana Popescu, rămâneți cu Antena 3 CNN. La revedere!